Sunt Andra Croitoru și mă bucur să fim din nou împreună aici la Popas de Suflet. Spiritualitatea este o resursă puternică în combaterea suferințelor fizice și a traumelor sufletești și contribuie la depășirea crizelor severe. Dar în același timp își pierde eficiența dacă nu se întemeiază pe principii solide și mai ales eterne. Într-o formă foarte schematică, putem spune că sănătatea spirituală depinde de două principii de bază, și anume iubirea de Dumnezeu, mai presus de orice, și iubirea aproapelui ca pe noi înșine. Ambele principii sunt foarte importante pentru că sunt strâns legate de fericirea noastră. Biblia ne învață că efectele iubirii pot trece dincolo de veșnicie. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De altfel, și una dintre minunile lumii. Trăim iubirea sa,
în fața minunilor realizate de oameni, a crede sau nu este o chestiune de cultură, dar a nu crede în minunile pe care le poate face Dumnezeu înseamnă o pierdere considerabilă pentru această viață și foarte posibil chiar pierderea încrederii că El e în stare să-i mântuiască pe cei pierduți. Salvarea noastră este de fapt cea mai mare minune din univers. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi.
Astăzi, când vorbim despre cele 7 minuni ale lumii, avem de la cele mai multe rămase doar descrieri și schițe, nici măcar fotografii. Le considerăm a fi minuni doar pe baza mărturiilor și a certificării făcute de istorie. Este ciudat faptul că despre niște minuni făcute de oameni se crede cu ușurință că au fost reale și că au existat. Dar atunci când vine vorba de mai multe minuni făcute de Dumnezeu de-a lungul timpului și în special făcute de Mântuitorul atunci când a trăit pe pământ, oamenii se îndoiesc, cer dovezi palpabile și de cele mai multe ori neagă realitatea lor. Te invit să crezi din toată inima în ceea ce Dumnezeu poate face pentru tine. Crede în minunea iubirii Lui. Știu că orice copil are povestea sa, e frumos când auzi despre ea. Chiar și eu sunt povestea ce nu s-a mai spus, fiindcă l-am întâlnit pe Iisus. Viața mea s-a schimbat, nu mai este cea. Sunt minunea iubirii Lui. Poate nu știi că El te-a creat, te-a dorit, harul Său ți l-a dăruit. Ai în suflet chemarea
ce fericire am pe Iisus. Asta mă face vesel nespus, căci sunt moștean al cerului înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În veci aceasta cânta voi eu, Iisus e veșnic păstorul meu. Inima-mi simte un dor prea viu, cu Domnul într-una eu vreau să fiu. Pacea e-n mine și-s mulțumit, legea lui veșnic m-am veselit. Ce fericire eu am simțit, când brațul său chiar m-a ocrotit. A știe bine, o știu și eu, Iisus mi-e viața, e Domnul meu. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În veci cânta voi eu, Iisus e veșnic păstorul meu. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. Păstorul meu, în veci cânta voi, în veci cânta voi, în veci cânta voi despre El, da, despre ceva se întâmplă cu mintea și inima omului când e vorba să accepte că Dumnezeu chiar face lucruri ce depășesc puterea de înțelegere și legile naturale cunoscute de noi. Realitatea este că lumea aceasta seamănă scepticism și cu lege incertitudini și face ca necredința în intervenția lui Dumnezeu să-l țină pe om în descurajare și în sentimentul că nu va putea birui vreodată păcatul, slăbiciunile sau boala. Faptul că cineva nu vrea să creadă nu anulează decât pentru el puterea lui Dumnezeu. Pentru alții, aceasta ar putea fi cu adevărat cea mai importantă minune a lumii. Până data viitoare, numai bine!